Bună ziua, sunt într-adevăr medic specialist neonatolog și de mic copil mi-a plăcut să ajut oamenii. Niciodată nu m-am gândit că un medic poate să facă și altceva decât să salveze și să vindece copii sau bolnavi, până să ajung mai mare, când am văzut că există și o intervenție chirurgicală sau nu, numită avort, prin care poate să și moară copiii, nu doar să fie salvați sau tratați. Cu tristețe vedem că în lumea cu valori răsturnate în care trăim, uciderea copilului este considerată mult mai normală decât păstrarea vieții primită în dar. M-a ajutat foarte mult să merg pe acest principiu și credința în Dumnezeu și m-a ajutat și locul, fiind medic și văzând nenumărați copii care erau uciși și aruncați în tomberoanele cu gunoi. M-a ajutat și acest lucru să lupt pentru viața copilașilor și pot să spun că femeia este un lucru dezgustător, știind că femeia, aparatul reproducător al femeii a devenit un câmp de luptă, un teren de comercializare medicală, un teren de ucidere a propriului copil. Îmi vin în minte nenumărate cazuri dintre sutele de cazuri pe care le-am întâlnit prin intermediul instituționalizării spitalicești, dar și prin intermediul telefoanelor de la nivel național, având în vedere faptul că sunt și consilier național, preluând cazuri de femei care vor să facă avort. Ceea ce vreau să vă spun este, și este chiar o tristețe în sufletul meu, că am văzut foarte mulți dintre colegii mei ginecologi care implementează în mintea femeilor ideea că embrionul nu este un om, ci este doar o bucată de carne sau este o adunătură de celule, ceea ce este un lucru foarte eronat. Și țin să menționez faptul că acel embrion este om de plin încă din momentul concepției și sufletul este format încă de la început, iar trupul se dezvoltă pe parcurs în etape trimestriale. Îmi vin în minte nenumărate cazuri, printre ele îmi amintesc de cazul unei femei care avea 40 de avorturi în antecedente. Această femeie căra în spate numeroase patologii și vă dați și dumneavoastră seama cum poate să fie uterul unei femei care a făcut 40 de avorturi. Totodată îmi vin în minte cazuri de tinere cărora nu li s-a spus că există riscul ca ele să nu mai poată să aibă copii ulterior și mi-a părut întotdeauna foarte rău când mi-am dat seama că nu a fost un medic care să-i relateze acest lucru de la început și ea să poată să aleagă. Totodată îmi vine în minte cazul unei tinere care s-a prezentat chiar în garda mea. Această tânără făcuse deja avortul și ulterior s-a prezentat cu formațiuni tumorale apărute la nivelul uterului în urma rezecției mucoasei uterine, unde s-au produs leziuni. Totodată îmi vin în minte cazuri de femei care, și în special tinere, care au fost, asupra cărora medicul a făcut presiune, au făcut presiuni, spunându-li se că nu există timp, trebuie în aceeași zi să facă avortul, pentru că dacă se amână, s-ar putea să fie prea târziu, deși acele femei aveau săptămâni mici de sarcină și chiar nu era nicio grabă, dar bineînțeles că medicul încearcă să toate căile și ceea ce voi da și încă două exemple prin care vreau să specific faptul că în foarte multe situații femeile
sunt, li se, acestor femei li se indică avortul doar pe seama unor suspiciuni, ceea ce nu este corect nici pentru ele, dar nici pentru medici, pentru că este o minciună. Și vreau să vă spun cazul unei femei care avea sarcină gemelară. Unul dintre feți s-a oprit în evoluție, iar celălalt continua să se dezvolte și să crească, având, înregistrând o evoluție normală. Țin să menționez faptul că cei doi feți făceau parte dintr-o sarcină dizigotă, deci erau din doi saci amniotici și două placente. Iar medicul susținea și că trebuie să facă avortul încât există posibilitatea să se oprească în evoluție și celălalt copil. Ceea ce este un lucru, din punct de vedere medical, incorrect. Și cert este faptul că omul în general și femeia este tentată să urmeze cu strictețe sfatul medicului, considerând că este soluția cea mai bună, el fiind medicul. Dar, în general, aș vrea ca fiecare femeie și m-aș bucura să ceară sfatul a cel puțin 2-3 medici atunci când este vorba de un prognostic negativ. Și s-a întâmplat acest lucru chiar și în familia mea. I s-a spus unei persoane foarte dragi mie că copilul se va naște cu o malformație incompatibilă cu viața. Era vorba de o malformație cardiacă care se numește hipoplazie de ventricul stâng. Mama a refuzat să facă avort, așa cum medicul i-a sugerat, și chiar și-a schimbat medicul ginecolog. Ulterior, mama a născut un copil sănătos. Ceea ce vreau să vă spun, și chiar vreau să vă mai spun faptul că eu am cerut acordul medicului șef să mă lase să spun în mod voluntar femeilor riscurilor care pot să apară, dar mi s-a spus că un medic nu poate să se preteze la astfel de convorbiri cu femeile. Ceea ce m-aș bucura este ca fiecare femeie, și este dreptul ei, ca fiecarei femei să îi se spună încă de la început riscurile la care se supune de către medic și să îi se spună urmările și consecințele atât la nivel sufletesc cât și trupesc care pot să apară și să îi se spună și totodată să îi se spună urmările care pot să fie atât tardive cât și imediate. M-aș bucura ca acest mesaj să prindă contur și să ajungă la acei europarlamentari care fac parte din Comisia de Specialitate. Vă mulțumesc!